Bă, vând GPS, ultimă generație, pentru ăștia care ați uitat de unde ați plecat. Să reconfigurăm traseul, să vă întoarceți. Vă ghicesc, ia uite, în usturoi. Ia, să vedem aici. Ce văd? În usturoi. Cum să zice? Usturoi, usturoi. Să ne scape de moroi. Da, bă, cel mai important pe lumea asta este să fii om și să nu uiți de unde ai plecat. Toți, majoritatea, suntem de la țară. Hei, da, am pe una. Toată viața i-a plăcut mâncarea, fasoanele și să nu mai știe de unde a plecat. Când i-am zis, uiți când umblai de sculță iarna. Iu, că a avut mămică și tăticu, nu aveau nimic. Umblai cu galoși de aia, de gumari. Și acum, fac o mașină de pufuleți, pufarine ce are și ai cucoană, să nu-i zici pe nume, să nu cumva să-i zici pe nume, să-i zici cucoană, că te așa-mi vine câteodată, e te așa-mi vine când îi văd, vai, bă, nu uita de unde ai plecat, să rumâna să dai de la el cu țâța în gură până la el cu barbasură, pe toată strada, indiferent unde ai ajuns, respectul, respectul. Pătrece asta care, uite, aici s-a născut, aici lângă noi. Mai dragă, zice. Ea nu-ți mai spun, dulap. Bărbasul, 40 de kg îmbrăcat de iarnă și cu luxa cu spinare. Am fost și noi acum în Grecia. Au fost, am vorbit că au fost în gașca cei. 6-7 familii. Au fost toți pe aceeași plajă, cu aceeași vacanță. S-a bronzat numai ea. Păi cine avea loc de ea decât dacă e? Oh, știi că eu de mică m-a dus mama la balet. Care balet? Că de mică ai fost rotunjoară și pufoasă. Care balet? Cine ducea la balet înainte? Că te îmbrăca, mă, tatea, îmbrăca până la 17 ani. Așa stătea cu mâinile să bage rochea, hai cu mama, așa să-i tragă pantalonii, că era cam puturoasă, da. Și acum, vezi, cum uiți de unde ai plecat? Bebeatul meu este director. Și dacă e director, ce să ne face, mămică? N-are și el tot ce are un om normal? Bună ziua, dă? El dă? Ea nu dă. El e băiat de familie. Bună. A ei amărâți. Oameni, cum eram toți. Da, nu poți, ea e cinstea. Da, să nu uitați de unde ați plecat. Niciodată.